Absolvenții de liceu au scăpat de emoțiile examenului de bacalaureat. Astăzi a avut loc ultima probă la alegere a profilului și specializării. Fie că a fost vorba de fizică, biologie, geografie sau chimie, tinerii sunt fericiți că au scăpat de stresul examenului. De acum se pot gândi la vacanță și la înscrierea la facultate. Pentru mine a fost mai lejeră, deoarece am fost mult mai pregătit la geografie decât în celelalte cazuri. Și mi s-a părut, cred că, cel mai frumos și cel mai bine la ultima probă. Deci dacă scrie acolo admis numele meu, cred că am să pup tot geamul de bucurie, de fericire. Și după aia o să plec cu prietenii la o petrecere să sărbătorim. Eu astăzi am dat la biologie. Față de matematică, că eu am fost la Mate Info și am dat M1, a fost mult mai bine, mai acceptabil subiectul. Ca la orice examen, strictețe maximă, deci n-a fost nicio problemă să ne inspirăm dintr-o parte sau din alta. Și sper să iau, sper să trec cu bine. Și la matematică și la română a fost la fel. Dar cu depinde de fiecare cum a fost de pregătit. Da. Te-ai gândit la ce facultate vei da? Da, în mare parte vreau să dau la muzică mai departe. Eu cânt și... Și la Câmpina, examenul care aduce atâtea emoții elevilor s-a încheiat astăzi cu ultima probă. Nerăbdător să afle rezultatele finale, dar fericiți că au terminat bacul. Tinerii se pregătesc pentru viitorii pași în viață. La ce ai dat? Biologie. Cum a fost? Foarte bine. La ce materie ai dat? Geografie. Cum au fost subiectele? Foarte ușoare. Niciunul nu... Foarte ușoare. Acceptabile. Dacă știi puțin geografie... Pentru ce facultate te pregătești? Încă nu știu. Mă gândesc pe bac, dacă le iau sau nu. A fost destul de ușoare, dacă te pregăteai, știai să faci. A fost ultima probă scrisă, cum a fost bac? Dar total a fost destul de greu, mai ales la matematică, M1. Dar... La ce rezultate aștepți? Nu știu, mă aștept la destul de bine.